Un român din 5 era afectat de sărăcie în anul 2023, iar 21,1% din populația rezidentă trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60%, arată datele publicate vineri de INSE. Potrivit sursei citate estimată pe baza veniturilor totale disponibile, exclusiv contra valoarea consumului din resurse proprii ale gospodăriei, rata sărăciei relative a scăzut cu numai 0,1 puncte procentuale anul trecut. Practic, în valoare absolute, numărul persoanelor sărace a fost de 3,970 milioane de persoane, mai puțin cu 59.000 față de anul 2022. Cea mai mare rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială s-a înregistrat în regiunea sud-est, 45,3%, urmată îndeaproape de regiunea sud oltenia 40,5%, iar cea mai mică rată s-a observat în regiunea București-Ilfov, 12,3%.